De ce am scris Marea Spovedanie a brokerului Fugar? Spovedania e un act destul de dificil. Trebuie să recunosc, nu m-am spovedit niciodată niciunui preot, nici iubitei, nici măcar propriului copil. Dar am simțit nevoia să o fac și a fost în același timp o ușurare, cât și o mobilizare. Dacă mi-am revenit după ceea ce s-a întâmplat în 2012, este și datorită faptului că am scris aceste două cărți. Ceea ce eu vă încurajez, în afară de a citi cartea mea, este să vă povestiți viața. Dacă credeți că nu aveți suficient talent, povestiți-o măcar copiilor, rudelor, prietenilor. Pentru că și experiența dumneavoastră contează. Dacă cât mai mulți dintre noi și-ar povesti cu sinceritate viața, cu urcușurile, coborâșurile, cu marile greșeli, lumea cred că ar fi mult mai bună. Deci nu ezitați să vă povestiți viața.